Un alt tânăr pe care sunt convinsă că îl cunoașteți mulți dintre dumneavoastră, pentru că este chiar de aici, din Mediaș. El a fost colaborator al ansamblului Jitvei România, a cântat și cântă în continuare și la multe concursuri și festivaluri din țară și îl cunoaște și din emisiunile televizate. Îl invit în scenă pe Costel Popa! Bine m-a regăsit, dragii mei medișeni, ca de fiecare dată o bucurie să mă întâlnesc cu ai mei. Și văd că nu sunt doar ai mei, și au venit și din alte zone, și de pe la Vita, și de pe lăturile Mediașului, și le mulțumesc tuturor. Și uite, ne bucurăm că se pare că a devenit o tradiție acest eveniment, și anume Clujul nu a uitat de noi, de Mediaș. Eu sunt mândru că la Cluj am terminat facultatea, anul ăsta se împlinesc 10 ani de atunci, a trecut o vreme și de asemenea mă bucur de fiecare dată când am onoarea să reprezint și Clujul, pentru că acolo am petrecut cei mai frumoși ani de studenție. Următorul cântec îl dedic pentru toți cei care se iubesc. Mult drag! Toată.
Pentru toți aceia dintre dumneavoastră care și-au găsit iubirea în viață.